Just before we start the last session, and I'll be speaking to you. Înainte să începem ultima sesiune unde eu voi vorbi, I just want to introduce to you briefly our team from America. Vreau să vă prezint pe scurt echipa din America. We have Brother Joel that I spoke of a few moments ago. Brother Joel, pe care am vorbit de la minut mai devreme, acolo pe scări. And then we have his son-in-law Brandon. Junior son Brandon. And Danny. Și Danny. Joel and Danny attend my church in America, and Brandon attends another church, and we've been blessed to be with you not only today, but to help build the kingdom of God with us the past week. Thank you for allowing us to come here. We also have a few small gifts from America. I don't have enough for everybody to take each of one. N-am pentru fiecare un dar. But we have two different kinds. Dar avem două feluri de daruri. This. Asta. Clean your phone. Asta e pentru a curăța telefonul. Glasses. Ochelari. Oh. Pentru cine are ochelari? Or ink pens. Sau we will lay them here on the table. You take what you want. Punem aici pe masă și mă alegeți voi ce aveți nevoie. Nu avem două. You can also clean your cell phone. Se poate curăța și telefonul. Well, God has a purpose for us. Dumnezeu are un scop pentru noi. He has a work for us to do. And so leadership is not about control. Conducerea nu este despre a controla. It's not about controlling other people. Nu despre a controla pe alții. It's about serving people. Ci despre a sluji oamenii. It's not about power. Nu este despre putere. But it's about empowerment. Ci despre a fi puternicit. It's not about me. Nu despre mine. It's about how I can help other people. Ci despre cum eu pot să ajut pe alții. To dream the impossible dream. Yeah, visa visul imposibil. This is a song. Maybe Roy can sing it for us. Asta e un cântec pe care poate Roy poate să-l cânte. To fight the unbeatable foe. Pentru a duce lupta asta cu dușmanul imbatabil. To bear with the unbearable sorrow. Pentru a purta durerea insuportabilă. To run where the brave dare not to go. Pentru a merge cu aceia care n-au curaj. You can do it. Și tu poți să fii unul din aceia. You can do it. You can be what God's called you to be. You can fulfill the plan of God for your life. You can do it through the power of the Holy Spirit. And by the help of God. Amen. Amen. If your vision is for a big house, dacă viziunea ta este pentru o casă mare, a lot of money in the bank. Să ai mulți bani în bancă. Luxurious car. Să ai mașină de lux. Prestige. Personal power. Personal pleasure. Să ai plăcere. That's ambition. Astea sunt ambiții. That's not vision. Asta nu e viziunea de la Dumnezeu. God has something that will bless others. Dumnezeu are ceva ce va bine. Not just something that will bless us. Nu doar binecuvântare pentru tine. It's not about us. Nu e despre noi. See him how he has his head. Uitați-vă la el. Look, he's better than everybody else. El se crede mai grozav decât toți ceilalți. That's not leadership. Asta nu-i conducere. Leadership is not about elevating myself. Conducere nu înseamnă să mă nasc pe mine. Leadership is about helping someone else. Conducere înseamnă să ajut pe alții. Lifting someone else. Să ridic pe altul. Lifting others. Să puternicesc. Empowering others. Believing in others. Să crezi în alții. Giving them a chance. And to help them. Și să-i ajut. That's what God wants. Asta vrea Dumnezeu. He wants to use us. Vrea să ne folosească. To help somebody else. Să ajutăm pe alții. Will you do it? O vei face? Will you do what God's called you to do? O vei face ceea ce Dumnezeu te-a chemat. Will you help other people become? Vei ajuta pe alții să se Will you discover the gift inside of you? Vei descoperi tu darul care e în tine. And bring forth fruit for the kingdom of God. Și vei fi roditor pentru Dumnezeu. Bless others. Și vei fi o binecuvântare pentru alții și vei We need you. Avem nevoie de tine. The world needs you. Lumea are nevoie God de tine. God needs you. Dumnezeu are nevoie de tine. Why do we need leaders? De ce avem nevoie de lideri? Trebuie să arate în parlament poza aia. I'm our cop. Amen.
E parlamentar. Nothing happens without leadership. Nothing begins. Nothing improves. Nothing happens without leadership. Nothing develops. Nothing changes. Nothing progresses. Nothing succeeds. We need leaders. The first person we lead is right here. We lead ourselves. Să ne conducem pe noi. I'm not just going to sit around and watch TV. Poți să stai și la televizor toată ziua? No. No. We got to get up off that couch. Trebuie să ne ridicăm de pe canapea. And become what God wants us to be. Să devenim ceea ce Dumnezeu vrea să devenim. You might recognize. Poate recunoașteți aici. This young man, right? Obama. Obama? No. Here's Roy's sister. Here's Roy. Dr. Leroy being ordained in the Church of God. God, good leaders employ other people. Great leaders deploy other people. Leadership is not measured by how many people serve you. That's what some people want. They want people to serve them. Asta vor unii oameni, să fie slujiți de alții. True leadership, adevărata conducere, biblical leadership, conducerea biblică, is about how many people we serve. Este despre câți oameni slujesc eu. How we impart to other people. Cât dau altor oameni. How we help the hurting. Cât poți să-i ajuți pe cei răniți. We help the helpless. Să-i ajutăm pe cei fără. We minister to their lives. Să slujim în viețile lor. Wow. Dr. Leroy, his first trip to Romania. Aproape de Oradea. Oh, it's 2002 when we first came around Oradea. We were building churches for Roma people. Zice că în 2002 prima lui călătorie în Oradea, construiau biserici pentru rom. Jimbo acolo în spate. Look where he started. God began to work through him. Dumnezeu a început să lucreze prin el. He discovered that this was God's plan. A descoperit atunci că este locul lui Dumnezeu. This was God's plan. Asta e planul lui Dumnezeu. Here we are today. Și aici suntem astăzi. Together as brothers and sisters. Discovering God's gifts together. Descoperind darul lui Dumnezeu împreună. God needs you. Dumnezeu are nevoie de tine. If we will be chief, the Bible says. Who will be the chief among us? Cine vrea să fie lider, pentru că Domnul must be a servant. Trebuie să fie rob. Serving other people. Să slujească pe ceilalți oameni. Serving God. Să slujească pe Dumnezeu. Doing what we can to build the kingdom of God. Să facem ceea ce putem să clădim împărăția lui. It's okay to learn from other people. E bine să înveți de la alții. But we're not supposed to be like everybody else. Dar noi nu trebuie să fim ca toți ceilalți. The world would be boring if everybody had the same clothes. Lumea ar fi plictisitoare dacă toți aveau aceeași culoare. Everybody had the same job. Toți aveau aceeași culoare. Everybody had the same gift. Toți aveau aceeași dar. No. It's okay to learn from others. Be who God's called you to be. Nu trebuie să fii cine te-a chemat Dumnezeu. Let God work in your life. Lasă pe Dumnezeu să lucreze în viața ta. So that you can fulfill His plan for your life. Planul lui pentru viață. Because that's what we want. Pentru că asta vrem. True leader leads others to leadership. Conduce pe alții la conducere. It's about us helping others. Este despre noi în a ajuta pe alții. Become what they're supposed to be. Să devină ei ceea ce Dumnezeu vrea ca ei să fie. That's what God wants. Asta vrea Dumnezeu. That's why we serve. De asta slujim. We serve others. De asta îi slujim pe ceilalți. Because God wants to work through us. Pentru că Dumnezeu vrea să lucreze prin noi. Amen. Amen. Is it worth it? Merită? 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 Yes. It is worth it. Merită, dragii.